Bună ziua, dragilor! Astăzi vreau să fac o mâncare de post, se numește bulgur cu roșii. Este foarte ușoară. Haideți să vedem împreună ce ne trebuie. Avem nevoie 3 cani de bulgur. Pot găsește la orice magazin, arabesc sau la supermarket. 600 de grame roșii la răzătoare sau la tucător. O lingură jumate de bulion pentru roșia asta de iarnă. 2 ardei verzi, iute sau cum vă place vouă. O ceapă, tucăm foarte, foarte mărunt. O lingură de sare, o pahar mic de ulei. Dacă aveți ulei de masline, mai gustos. Acum aprindem focul și punem ulei cu ceapa. Și lăsăm așa puțin până se călește. După aia adăugăm ardei verzi. Și amestecăm. Și lăsăm așa împreună 3-4 minute. După aia adăugăm sosul de roșie. Și amestecăm, punem bulion. Și amestecăm bine. După ce fiarbă roșii, punem bulgur peste roșii. Nu trebuie să spălăm bulgurul. Și amestecăm. Adăugăm sare și amestecăm. Pentru 3 cani de bulgur trebuie 6 la 7 cani apă fierbinte. Și lăsăm pe foc foarte mic, să fiarbă. După aia amestecăm să vedem dacă s-a făcut bine, fiarbă bine sau nu. Așa trebuie să vede cum arată la mine, fără apă, fără nimic. Trebuie să usuce tot apă din el. Ia uitat cum arată rețeta mea. Foarte ușoară și delicioasă și mâncare, adică pentru post.
Mie îmi place mâncarea asta cu ardei iute și sper să încercați și să vă placă. Vă pup!